Alo! Vă ascult. Bună ziua! Bună, bună. Domnul Oleg, avem o mare durere, nu știu ce să facem, suntem într-o stare foarte cum grea, vreau să spun. Mai scurt, avem că pe căldură niște datorii, am avut 48.000 de lei și a fost cum emisă judecător asta, hotărârea judecătoriei, nu a fost judecat și n-am fost chemat la judecată. Și fără mine a fost. Și când a venit decizia hotărârii, am primit-o și trebuie să plec psihotare. Am plecat psihotare că nu avem bani să dau în judecată și am plecat psihotare, când trebuie să mă duc, rămăsesem fără lucru. Și acum am rugat că să plătesc treptat. Am spus că 4.000 de lei să plătesc lunar și au fost de acord executorul. Mai scurt, vreau să spun că în timp de pandemie am plătit pe chitanță, că de lucru n-am avut. Și fata mea s-a îmbolnăvit și a trebuit să o ajut pe fată și am plătit numai căldura pe chitanță. Și cât au venit pe căldură. Și acum mi-a venit o scrisoare că trebuie să vii să ne iei toate lucrurile din casă, să le dai în vânzare, că dacă n-ați deschid ușa, să mi străși și ușa. Și suntem într-o stare de șoc, nu știm ce să facem. Dar Avem cât o doi mai rămas din copii datorii? minori. Cât o mai rămas din 31 datorii? de mii au rămas. 31 de mii de lei. 16.000 Și le-ați plătit, da? eu am plătit 20 de mii, dar eu mai pus și în buzunar. Dar până aveți chitanță, cum în buzunar? Am chitanței, da. Am chitanță că am achitat 20 de mii de lei. Și nu le-au transferat pe toți banii ăștia la asta, Termocom. pe căldură, cum s-ar spune. La Termacom, da, nu le-a transferat toți banii ăștia. Și acum, iată, ne-a venit așa scrisoare că suntem șocați, mai Dar cine scurt. e executorul care se ocupă de asta? Bodrug Serghei. Și nu v-ați adresat la șefii lui, la Uniunea Executorilor? Nu știu unde să ne adresăm, unde să ne ducem. N-am idee. Dar unde se află Uniunea Executorilor? În spatele judecătoriei Rășcani, la Pancom, strada Kiev 3, parcă. Aha. La procuratura Rășcani. La partier sau urci, cobori în subsol și după aceea urci la etaj, cumva. E o intrare specială în fața judecătoriei. Dar trebuie Dar să mă puteți, adresez. da, vă dau telefon și sunați la ei și întrebați dacă e legal ce face executorul. Dar vă rog mult, vă Telefon vă transmiteți-mi dau, nu-i problemă. numărul de telefon măcar. Dar ce am vorbit noi acum, difuzăm să afle lumea despre situația asta? Ar trebui că nici nu știu, că mie ne-a spus avocateasa că am luat și avocat și au zis că nu facem nimic dacă am primit hotărârea lor și cum decizia judecății am primit-o și n-am atacat-o. Înseamnă că trebuie să mă comport frumos cu executorul, dar eu nu știu cum să mă comport de frumos de am. Și ei dacă vând casa, cu cât o vând? Nu știți. Cam cât ar costa apartamentul dumneavoastră? Dar eu nu știu, că acolo nu-i scris că se vândă casa, e scris că se scoate lucrurile din casă. Păi cum? Ei scot lucruri ca să vândă apartamentul și restul banilor să vii de a dumneavoastră, ca să achite datoria. Ce crezi că... De ce vă pun Da? să scoateți lucrurile din casă? Cred Dar ce că. aveți? Garsonieră, apartament cu mai Eu multe am un camere? apartament unde locuiesc cu două fiice și doi nepoți minori, cu trei Patru camere. copii în trei Dar camere. da, în Drulești, la uzina chimică. Și am altă casă care am moștenit-o de la părinții mei, bătrână, veche, cu tătul. Și acolo trăiește altă fică, cu soțul și cu nepotul. Trăiește în casă și ea. Și mai am un lot de pământ care nu pot să-l vând că e agricol. Și nu Păi merge la Poltava, nu merge în vânzare.
Adică nu se vinde scump, dar s-ar vinde orice lot, nu nu, cred nu că nu. cumpără Nici, nimeni, nimeni nu agricol cumpără, nu vrea să absolut cumpere nimeni. nimeni, am înțeles. Nu, 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 acum deloc, nu, nu, nici nu se întreabă. Am dat anunț și nici nu se întreabă. Ce Bun, putem vă noi pun face? în legătură cu Uniunea Executorilor și vedeți ce se poate rezolva. Da, vă rog Dar mult. probabil, dacă așa au decis executorul, dacă așa au decis instanța de judecată, înseamnă că trebuie să achitați. Dar ce n-ați plătit deloc călzirea, câți ani n-ați plătit de s-au adunat 48.000 Păi mama datorii? mea a fost la pat și eu n-am putut lucra din cauza lui mama mea vreo 2 ani și Nu cred că numai fiicmea... 2 ani s-au adunat 48.000. Da, da. De fapt, la apartament de 3 camere e posibil. Cât era? 4-5.000 pe Posibil, lună. posibil, că da. Și mama mea a stat la pat, da. Și fiica mea cu doi copii minori, divorțată, am ajutat-o pe fiica mea. Și copiii au bolit, au fost bolnavi și să spun că greutăți mari au fost, înțelegeți? Și am avut două procese de judecăți. Și nimeni nu e în considerație că, de mă rog, că au fost pe nedreptate astea și le-am câștigat procesurile astea. Iar Deci acum. dacă v-ar mai lăsa să plătiți pe lună câteva Da, mii, ați putea, dar deocamdată acum e cu eu pandemie, achit. cu la Nu, carantină eu, și... de-am lucrez și eu pot să achit. Da, eu am spus că 4.000 de lei pot să le achit pe lună, lunar. Dar nu Am înțeleg înțeles. Vă ce pun să acum fac. și în legătură, sunați luni, deja azi mâine n-are rost, dar luni sunați la Uniunea Executorilor și spuneți situația, întrebați-i dacă se poate reveni la înțelegerea veche cu plata Aha. eșalonată, că nu cred că trebuie să se grăbească undeva să vină să vă ia toți banii taman acum, mai ales că e vorba de pandemie, odată într-o sută de ani se întâmplă. Da. Mulțumesc, doamnă, pentru încredere Mulțumesc și am dumneavoastră, da, înregistrat, mă difuzăm. mulțumesc mult din tot sufletul. Vă mulțumesc. Vă numiți Valentina Mihalache, așa cum apare Valentina. pe Facebook. Da, Valentina mă numesc. Sănătate, la revedere! Da, sănătate, la revedere. Mulțumesc.